O nouă serie de lucrări pe partea de infrastructură rutieră au avut loc în acest weekend la Târgu Jiu. Intervențiile s-au realizat și pe timpul nopții, astfel încât lucrările să fie finalizate cât mai curând. Disconfortul creat cetățenilor s-a resimțit din plin, mai ales că discutăm de zone aglomerate, precum intersecția din fața Colegiului Național Tudor Vladimirescu. Aici se decopertează întreaga intersecție și se toarnă un nou covor asfaltic, acțiune ce aparține societății litara. Observăm cu toții ceea ce se întâmplă în cursul săptămânii în municipiul Târgu Jiu și de aceea, din discuțiile pe care le-am avut cu prezentanții societății edilitara, cu scuzele necesare pe care trebuie să le adresăm cetățenilor din zonele afectate, vom continua lucrările pe perioada, pe perioada de noapte și pe perioada de weekend. Când constatăm că numărul de mașini, și e normală o astfel de constatare, este scăzut în comparație cu uh, perioada din cursul săptămânii. Am lucrat la sensul giratoriu de, de pe, din intersecția de la Tudor Vladimirescu, pentru că Știți foarte bine, acolo erau nouă guri de canal, care din păcate nu mai erau uh, în condițiile cele mai bune și acele guri de canal vor fi ridicate la cotă. Mai mult decât atât, toată intersecția va fi frezată și după aceea amenajată. Pe de altă parte, am continuat lucrările pe prelungirea pandurii, pentru că după ce s-a turnat asfaltul, era normal ca să se facă și uh, să se facă marcarea acelui tronson de drum destul de lung, de 2 km pe care societatea edilitară l-a amenajat. Au loc intervenții și pe strada prieteniei, acolo unde se toarnă primul covor de asfalt. De asemenea, continuă și activitățile de primăvară cu accent pe toaletarea copacilor și spațiilor verzi, iar societatea edilitară intensifică și acțiunile de curățenie în cartierele din municipiu.